Așadar, grupa 8-10 ani băieți, locul 3, Radu Andrei Filip. Născut în 2013. Locul 2, Lucian Andrei Busuioc Nicola. Și locul 3, Alexandru Ionescu. Lucian a venit și pe echipament de ciclism, probabil și la cursa de MTB. Ei sunt cei trei care au trecut linia de sosire primii 8-10 ani. Felicitări! Mulțumim, Laura, pentru ajutor! Și dacă toți suntem aici, vreau să vă fac un anunț. În luna iulie, pe toată perioada lunii iulie și în prima săptămână din august, se va desfășura cel mai frumos proiect pentru copii, care se cheamă proiectul Hercules. Este un proiect al Ministerului Sportului. Copiii cu vârste între 6 și 15 ani pot participa. Noi, Direcția pentru Sport a Municipiului București, o să vedeți și pe banner acolo, ne găsiți și pe Facebook, vom organiza aceste discipline pentru ei. Copiii participă cu titlu gratuit timp de 5 săptămâni. 16 discipline pregătim pentru ei. Dacă ne veți urmări pe Facebook, pe pagina noastră Facebook și pe Instagram, desigur, dar pe Facebook vom pune cele mai importante informații. Cu medalia? O să dăm drumul curând înscrierilor pentru acest proiect. Este un proiect care a ajuns la a patra ediție și iată în vară, pe parcursul lunii iulie și prima săptămână din august, vom desfășura aceste activități în mai multe locații din București. Sunt mai multe baze sportive implicate, iar copiii pot participa, se pot înscrie sau chiar pot descoperi un sport nou. Din edițiile anterioare am avut copii care au rămas în continuare, de exemplu s-au înscris la karate, au îndrăgit foarte tare antrenorul și au preferat să continue mai departe și fac chiar de performanță. Era doar un exemplu, disciplina karate. Rog să-mi voi un minut să fac un anunț. Numărul de...